7 12, este doar tocmai de acord cu el? Da. Tot să le citim. Ok, toată lumea aprobă. Și ce abord ordinea de zi? Formulare proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului serviciului public de utilități pentru anul 2022 și utilizarea pentru plata cheltuielilor curente. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere pășun numărul 10.154 din 8.4.2020 încheiat în Comuna Dragăi și am tot pe Ana Maria. 3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Curacoie, județul Bacău, a suprafeței de 295 metri pătrați, clădire Forț Ceate, situată din gabilanul satului Curacoie, Comuna Curacoie, județ Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul privat al Comunei Curacoie și aprobarea înscrierii în cartea funciară a unei suprafeței de 2000 de metri pătrați, teren plus construcții, situată în gabilanul satului Curacoie, Comuna Curacoie, județ Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din Comuna Bravoi pentru anul 2022-2023. 6. Proiect de hotărâre privind instituirea unei restricții de circulație și a aprobării amplasării unor indicatoare de circulație pe raza Comunei Bravoi, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarea dreptului la ajutor social acordat în baza legii numărul 416/2001 și persoanele condamnate de instanțele judecătoare să presteze munca în folosul comunității în anul 2022. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru aprobarea intereselor Comunei Curacoie și ale autorităților publice locale din Comuna Curacoie. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi contractuale pentru asistenți personal și persoanele cu handicap pentru anul 2022. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2022 personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Curacoie și unităților subordonate finanțate integral în bugetul local. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu pentru autovehicule și tirajele aflate în dotarea și patrimoniul primăriei Curacoie, județul Bacău pentru anul 2022. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru anul 2022 de implementare a strategiei României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților rome. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2021. 14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei 1 la HCR Curacoie numărul 128 din 2021 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și alte taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local al Comunii Curacoie. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de stare socială, economică și de mediu pentru anul 2022 și suplimentăm ședința cu două proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru Programul Național de Investiții Anghel Salini pentru obiectivul de investiție extinderea rețelei de apă de alimentare cu apă potabilă în Comuna Curacoie, județul Bacău. Celălalt proiect. Proiect de hotărâre privind proiect de hotărâre privind aprobarea de punere cereri de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini pentru obiectivul de investiții proiect integrat pentru înființarea rețelei de canalizare a apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă în Comuna Curacoie, județul Bacău. Toată lumea este de acord cu ordinea de zi? Da. Am punctul 10 acolo. Trebuia să trece și apoi să vedem la proiectul numărul 10. Bă, domnul secretar. Voucere. Pentru voucherii. Voucherii primesc doar cei care învață.
Dar mai poți la acela și ceva, chiar să mai înveți, mai înveți ăștia, mai înveți. Acela este primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului serviciului public de utilități pentru anul 2022 și utilizarea pentru plata cheltuielilor curente. Inițiator primar Tinese. Vă rog să-l ascultăm. Da, mulțumesc. Nu e nicio mare proiect de hotărâre. Am încheiat mai rapid anul pentru serviciul public de utilități. Așa cum a citit în raportul biroului financiar contabil, terminăm cu un excedent de 31.000 de lei, parcă, plus minus, pe care vă propun să utilizăm pentru plata cheltuielilor curente. Nu vă ascund faptul că sistemul de alimentare este oprit, pentru că avem a doua avarie de curte o săptămână în cartierul TCR. Vom folosi banii pentru plata cheltuielilor cu facturile către furnizor și reparațiile care o să fie săptămâna. În rest, bugetul apare din cauza rețelei sau lucrează proiecția? Din cauza rețelei. Nu am nicio treabă. Nu s-a interferat cu rețeaua noastră. Pur și simplu mai citat combinare cap la cap undeva la un centru, acolo, pe drumul ăla, între șoseaua de la Uton, știți, care ocolește Utonul și merge spre stația de betoane. Ia a doua, prima a fost cu 6 metri mai înainte. Și până nu o să sudăm cap la cap toată conducta, îmbinările cap la cap, o să le facem pe electrofuziune, o să continuăm tot în ritmul ăsta, dar nu este nicio problemă. Sunteți pe el la cuvânt? Vechea poveste. Domnul Pepe? Am zis, vechea poveste. Vechea poveste. Okay. Toată lumea este de acord cu proiectul? Supuneți la vot. Domnul Trezim, nu vota. Vechea poveste. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii contractului de închiriere cu oșinul numărul 10.154 din 8.4.2022, încheiat între Comuna Burapoie și Antuchiana Maria, inițiator cu Martin Esir. Vă rog să-l ascultăm. Proiectul de hotărâre este clar. Este vorba de revizuire de contract la solicitarea celui care a concesionat oșunea, motivată de faptul că și-a vândut animalele. Sunt două prevederi legale unde nu ne îndreptăm cu penalități împotriva celor care reziliază contractul pe motiv de vârstă, sănătate și pe motiv de vânzare de animale. A votat așa? Eu personal consider că a apărut această reziliere și o să mai urmeze câteva. Datorită faptului că am înființat o comisie care verifică respectarea condițiilor contractuale în contractele de concesiuni pășuni. Așa cum știți, au și niște obligații, nu numai încasări, cei care dețin pășunea. Iar după control de la OSPA de care vă vorbeam, are și faptul că pășunea noastră nu crește calitativ, ci este exploatată necorespunzător. Printre obligațiile pe care le au, vă rog, proprietarii de concesiuni, să crească suprafața eligibilă prin curățarea izlazului, îndreptarea spinilor, îndreptarea mușuroaie, asigurarea furajării și îngrășării terenului, e tăcât și amăduși. Deci investiții zero. Când i-am chemat la sediul primării, nu știu dacă din toți care au concesiuni au reușit să-mi prezinte vreo 3 hârtii. Comisia se va deplasa la fața locului, în mare termen se înainteze până la jumătatea lunii februarie, ceea ce constată și vă spun, fără echivoc, că voi rezilia contractul fără să mă uit, indiferent de situație. Pentru că la 30 de lei hectarul poți să faci tu un efort din banii care îți vin de la pășune să mai investești pe aici pe acolo. Sunt foarte puțini cei care chiar serioși fac cu firme autorizate, au documente. Unul dintre ei, Dănu Stanciu, care a plătit când n-am casat la curățarea izlazului. Mai sunt și la Dumbrav, așa asociația la capăt, dar gestionează cât de cât vin instanța. Dar restul s-au învățat doar să încaseze, fără să aducă deloc plus valoare. Iar pentru nerespectarea obligațiilor contractuale, eu o să propun întotdeauna reziliarea contractului. Asta e situația. Da, bine, acum e fata în cauză, da, sosul de cedat, da, aici se spune că eu dăm cezarul, așa că rezare, că e vorba de situație familială. Sunteți scrie la cuvânt? Da. Spunem la vot? Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducere în domeniul privat al Comunei Burapoie și aprobarea înscrierii 3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Burapoie, județul Bacău, a suprafeței de 295 metri pătrați
pătrați. Clădirea fostei apei, situată în încadrarea în satul Bravăi, comuna Bravăi, județ Bacău, strada principală numărul 38, inițiator și Martina Esebiu. Vă rog, las cu mine. După cum cunoașteți, am avut o donație din partea domnului Biriș Nucu asupra terenului. Terenul a suportat două modificări. În primă fază l-am dezmembrat. Inspectoratul de poliție avea în vedere construirea unui post de poliție. N-a mai fost finanțat. A trebuit să recurgem la alipirea lotului. În schimb, în contractul de donație, n-a fost prevăzută clădirea, pentru că clădirea a fost construită pe timpul CAP-ului de către stat. Din vari motive, până la momentul actual, n-a fost înscrisă în domeniul privat. Drept pentru care, de asta am și luat decizia împreună cu conducerea să îl introducem în domeniul privat ca să putem să îl folosim. Cât pentru noi, cât pentru închirieri, concesionari, în funcție de ce o să avem un investiție. Evident, o să facem investiții în el în următoarea perioadă și trebuie să avem atestarea apartenenței la domeniul privat, orice control, bine arată că e proprietatea ta și nu ai investit în proprietatea altuia. Iar asta e... Să pățește ca la rotundă. Sperăm să... Mai pățin ca la rotundă. Avem certificat fiscal. Ce vrei certificat fiscal cu zero, gata. Sunt descrie la cuvânt? Până la vot. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul privat al comunei Bravăi și aprobarea înscrierii în carte fociară a unei suprafețe de 2000 de metri pătrați, teren plus construcții, situată în inabilarul satului Bravăi, comuna Bravăi, județul Bacău. Cred că toată lumea și-a dat seama despre ce teren este vorba. Am despre vechea vorbă românească, să faci din nimic bici. Și am făcut din nimic nu e așa, domn primar. Un teren. Bine, eu sunt mai elegant. Spuneți am profitat de lucrarea pe care am avut-o în albia râului Trotuș și am făcut să apară o bucată de teren intravilan, acolo unde, conform proiectului de hotărâri și conform SF-ului, o să vină și SRM-ul pentru gază. Ne pregătim pentru depunerea la finanțarea proiectului și o să avem nevoie ca acel teren să fie deja introdus în domeniul privat, pentru că pe el vom emite autorizația de construire a SRM-ului. Este necesară această hotărâre, pentru că, la fel cum spuneam și înainte, investițiile putem face doar pe domeniile, care, domeniile private care sunt ale comunei, nu ale altor. Așa că e procedura de introducere în domeniul public, urmează transmiterea la oficiul de cadastru cu documentele aferente, să primim un număr cadastral și să apară intabulată în cartea funciară în favoarea comunii Bravăi. Sunt înscrie la cuvânt? Domnul Hartea? În proiectul inițial, la proiectul de gaze, știu că era prinsă stația aici în față la noi, la primul aici. Deci s-a revenit. Ok, da. Mai sunt ceva? Nu. Bună la vot. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Bravăi pentru anul școlar 2022-2023. Așa cum facem în fiecare an, în luna decembrie trimis inspectoratului școlar propunerea școlii de rețea școlară pentru anul școlar următor, primim avizul inspectoratului și ulterior emitem hotărârea astăzi pe care urmează să o trimit și inspectoratului școlar. Nu rămâne, adică în rețeaua școlară nu s-a schimbat nimic, sunt aceleași structuri. Școala gimnazială numărul 1 cu personalitate juridică și cele arondate, grădinița cu program normalul Gura Văii, școala Temelia, la fel școala Dumbrava cu grădinița și tot ce ține de. Nu s-a schimbat nimic în economia asta. Vedem ce o să fie la repartizarea claselor în funcție de numărul de elevi. Deocamdată astăzi e rețeaua școlară. Rămân aceleași școli funcționale. Și e puțin. Să ne scrie la fund? Nu. Ok, supunem la vot.
6. Proiect de hotărâre privind instituirea unei restricții de circulație și a apărării amplasării unor indicatoare de circulație pe raza comunei Dulapoi, județul Bacău. Inițiativ cu Martina Silviu, vă rog să luați cuvântul. Da, mulțumesc. Pentru cei mai în vârstă, așa, consilier, vă aduceți aminte că în anul 2004 și pre-2005, la terminarea gardului aici, cum mergem spre strada Trotușului actuală, era un gard care delimita domeniul public al comunei Gulavăr. Era cu o roată de aia tip rotativ, dacă vă aduceți aminte, era permis până în 2012 a fost. Doar accesul pietonal. La inundațiile din 2005, o parte din el a dispărut, după aia a fost nevoie îndepărtarea lui pentru consolidarea malului stâng al râului Trotuș, etapa 8-a, cred. Și înapoi nu s-a mai refăcut acel gard, domeniul public rămânând nedelimitat. S-au făcut unele actualizări de cărți funciare în fugă și s-au făcute prost. El ulterior a devenit drum, dar la drum, a fost drum acces pietonal întotdeauna, dacă vă ați aminte. Intenția mea, ca și primar și dorința noastră pe proiectele pe care le vom depune anul acesta, fie prin PNRR, fie prin asfalt, prin buget local, este ca în fața primăriei să amenajăm o zonă așa cum ieșa de bine în primărie, o zonă de promenadă, o zonă care să facă parte din cea de relaxare, o zonă verde, ceva frumos, un părculeț mai extins, care să dea un aspect plăcut clădirii primăriei, iar strada primăriei, actuală strada primăriei, să fie interzis circulația autoturismelor, să rămână doar cale de acces pietonală. În primul rând, există rută ocolitoare suficient de permisivă, vorbim de drumul județean 119, strada Trotușului, pe la Pontaș. E un decurs normal al lucrurilor. Nu vreau să vă ascund faptul că prezența locului de joacă pe timpul când vremea permite, cu acea ieșire exact în calea de rulare, am văzut de nenumărate ori șoferi care nu știu să-și calibreze pedala și mi-ar fi frică de un eventual accident pentru care am fi cu toții răspunzători. Am văzut șoferi care nu au bun simț și trec prin fața primăriei cu viteză excesivă, ridicând praful. În ultima perioadă observați că traficul în fața primăriei este destul de aglomerat. Aici e poșta, aici e farmacia, aici e Consiliul Local, aici sunt ședințele publice, aici e primăria, aici e poliție. Nu putem să facem doar pentru comoditatea unora, că nu vor să ocolească 150-200 de metri, să o lăsăm așa în continuare. V-am spus, având în vedere faptul că îmi doresc din tot sufletul ca anul acesta, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, partea de verde, mediu, să depun un proiect pentru amenajare, o să-i găsim formula timpul potrivit, eu o să-i spun zonă de promenadă. Ați văzut la date și obiceiurile. Ce frumos ar fi fost să ar fi avut aici o zonă închisă, cu pavaj, da? Cu zonă de verdeață, cu niște băncuțe puse așa frumos, amenajate cum de câte un arhitect sau un peisagist. E ceea ce îmi doresc pentru fațada primăriei Gulavăi și mi-aș dori să fiți de acord cu mine cu introducerea acestei restricții de circulație. Și niște concluzii. Cu tot ce ține. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrării de interes local pentru beneficiarii dreptului de ajutor social acordat în baza legii numărul 416 pe 2001 și persoanelor condamnate de instanțele de judecată să presteze muncă în folosul comunității în anul 2022, inițiator primar din Insel. Vă rog să luați. Da, este tot așa un stereotip al administrației locale, ca fiecare an, să aprobe acest plan de acțiuni și lucrări. Cei de la AJPIS, când vin în control, cer acest plan de acțiuni. Domnul viceprimar și-a întocmit singur planul de lucrări. Îmi place de el că s-a dat singură persoană responsabilă, pe mine m-a uitat, dar nu mă supără treaba asta. Sincer să vă spun, prea mulți beneficiari de ajutor social nu mai avem. Au început, adică au scăzut drastic. Și la pensii, vă spun. Da, și la pensii.
nici nu intenționăm să, să ne îndeplinim planul de acțiuni cu ei un număr mai mare, ne descurcăm cu ceea ce avem în compartimentul de servire și servicii și doar, ocazional, mai apelăm la cei care mai au câteva ore de făcut. Sunteți că e la cuvânt? E rău, că mai rău mă bine, ni prășute, ni sapate, ni dărea cu sânghii. Foarte mai mult. Proiectul numărul 8, proiectul vicinare. Ei, la rea, aia, după, pasă de la pământ, te-i văd de primul lucru. Ei, du-și în auzi. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor comunei Turavei și ale altor autorități publice locale din Comuna Turavei. Inițiator și Martin Enstiru, vă rog să las cuvântul. Da, mulțumesc. Formularea ca să cuprindă atât instituția primară, cât și a Consiliului Local, cât și entitatea OAT Turavei. De asta am folosit ale altor autorități publice locale. Ca să cuprindă orice sferă, adică cine ne va reprezenta, va reprezenta toate instituțiile componente ale OAT-ului. La momentul de față, nu pot să spun că avem foarte multe dosare. Sunt în jur de 20, sunt destul de diverse, dar vreau să vă spun un singur lucru. Am două dosare pe care le consider foarte importante. Cel în care ne judecăm pentru recuperarea prejudiciului pentru constructorul, pentru primul constructor de la alimentare cu apă, e un prejudiciu de 11 miliarde. Și am nevoie de avocat acolo. Se judecă la București, la judecătoria sectorului 3, implică deplasări, implică poate o noapte de cazare, este acolo. Iar al doilea, cel mai important dosar dintre toate, este cel pe care l-am deschis împotriva asocierii Alconep și Gironat, pentru faptul că m-au depus contestație și mi-au întârziat semnarea contractului de execuție, vreau să-l blochez cauțiunea în instanță. Au depus o cauțiune în valoare de 88.000 de lei, iar eu vreau să aduc acei bani la bugetul Comunii Gurabăi, pentru faptul că mi-au întârziat, zic eu, nejustificat semnarea contractului de execuție la alimentare cu apă. Pentru mine sunt suficiente motive, restul sunt dosare mărunte, de fond funciar, bineînțeles, clasici și vechi, macovei. Ăștia îi avem, nu o să scăpăm de ei, decât cum o să hotărască cel de sus. Eu le consider mărunte, dar încă o dată, valoarea acestor două procese m-a motivat să supun aprobării acest proiect de hotărâre, pentru că sunt două dosare grele și importante. Sunt cele la care sunt de evidență pentru mine, restul le consider mai puțin important. Dar ca valoare, valoarea e ridicată. Vorbim de aproape 12 miliarde de euro. Se descrie la cuvânt? În principiu sunt de acord cu mențiunea că ar trebui să facem o diferență pe cele două dosare care sunt importante. Restul care sunt astea mai mici, gândesc că se pot duce cu reprezentanța primării. Dar nu avem reprezentanță. Nici o n-am avut, să știți. Aveam 427 dosare. 155 de miliarde știa să vă cărui de noi, cu drumul la rotundă. Dumnezeu mai știe câte și câte și câte. Și știu cum mă duceam cu coala de Miria, mă duceam la înaltă scute de cantate și zâmbim, mă împreună. Și am descurcat probleme de 13 miliarde, de 14 miliarde. De acord, dar știi, cu cele două drumuri este bine, cu cele două dosare, ca noi să plătim acele. Și până la urmă, e conciliat chiar de oameni și noi, în primărie, jurist. Anumite, dacă mergem cu toptanul, va fi mai greu. Nu vă spun că chiar și interesul meu ca om și chiar ca primar nu este. Nu m-aș vedea în tribunal cu doamna Clara. Eu când luptam pentru primărie și am avut numai pentru perioada de scurtă de timp, că atât am avut bani, să văd că acum eu care luptam pentru primărie, aveam cu secretar, aveam cu functuri de lemne, deci nu mai știu ce care, materiale pe timpul. Așa. Să văd că alături, aceea doamnă care eram și cam pentru interesul primăriei, mâine să vină și să spună domnule, să ieși contra, că avem alea cu apa și cu ce. Iar aici, ca un regret al meu, așa, domnule primar, pentru dumneavoastră, era secretar când eu am supus hotărârii Consiliului Local de trei ori la rând.
să-l dăm de marfă afară și consilierii nu mi-au votat. Și dintre acestea sunt cel puțin 6-7 în sală. Nu este normal, trebuia să vă îndreptați pentru responsabilitatea patrimoniului, că chiar și domnul Tătaru. Care sunt la ședință? Nu uitați, n-a spus și domnul, a spus că vă implică de marcu, că e jurist bun și vă dă judecată și vă trăie prin tribunale. Și acum să mă duc eu trăit prin tribunale. În statul de plată, că m-ați dacă dădeam de marcu atunci, domnul Tătaru, vă scrieți la cuvânt. Dacă dădeam datorită dumneavoastră, nu l-am dat și la vot 2-3. Consilier, dădeam pe marcu atunci când trebuia. Nu mai păcea gaură la primărie de 300 de milioane să semnez eu ca primar, în nume propriu. Nu vă ascund că am și regretul că de multe ori consilierii, în special cei care au fost vechi, au avut 6 mandate, 3 mandate, 4 mandate, n-au luptat la momentul când a trebuit pentru serviciul de alimentare cu oameni. Știți bine că împreună mergeam la Storie și urmăream pe la, ca să ne diminueze prețul. Era apa cu 4,91 de bani, din 0,9 bani aveam 2,3. Convocasem Comitetul Special pentru Situații de Urgență la Bacău de 2 ori pe timpul doamna Cosea. Pe urmă, am convocat și pe timpul care eu nu am locuit, nu știu să mai spun. La ce folos? Când te distruge politicul, când cei mari se unesc împotriva cui? Au venit primar și dumneavoastră, să păcești treaba asta, nu vă gândiți că chiar așa sunteți. Imun deocamdată, sunteți că au nevoie de dumneavoastră, dar tu va fi nevoie să vă ajute. Vezi pății ca mine, veți bate la poarta lor, se vor întâlni și vă vor trimite comisie să-ți dea amendă. Eu, în principiu, cam asta zic, doar așa pe cele dosare și restul care se amintit ele se repară în timp așa. Bun. Eu sunt de acord să merg și pe dosar. Dar știți ce o să se întâmple? Când o să-i prezint unui avocat suma pe care o am de recuperat, există riscul să mă taxeze un pic mai mult decât dacă m-ar reprezenta în fiecare lună pe o sumă de 3-4-5.000 de lei. Deci există acest risc, văzând că e vorba de 12 miliarde, și știți foarte bine că avocații vă iau în funcție de ce aveți de interes. Eu propun un contract de asistență juridică lunar, un abonament lunar, care să mă reprezinte în toate dosarele, indiferent de valoarea lor. Poate o să mai apară un prejudiciu în timpul anului de 20 de miliarde. Dau și eu un exemplu. Fac alt contract, iar vă cer aprobare. Deci eu cred că e și mult, mult mai bine decât să merg pe dosar. Dacă ar fi să angajez un consilier juridic, trebuie să-i dau 5.000 de lei pe lună în mână. Da? Asta înseamnă 8.320 de lei brut la unul cu experiență, cu vechime. Luați-o pe Doinița. Da. Am spus ce am avut de spus. Adică cred că propun cea mai bună analiză cost-beneficiu la momentul de față, sub forma abonamentului lunar pentru toate dosarele, pentru toate plângerile, pentru tot ceea ce are pe rolul instanțelor de judecată, OAT-ul la momentul actual. Mai sunt înscrie la cuvânt? Dacă se votăm. Spuneți, cine zic pentru? Că nu toată lumea e atentă. Toată lumea mă abțin cel mai bine. Ok, domnul Mihai, ce se abțin? Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi contractuale pentru asistenți personale persoanelor cu handicap pentru anul 2022. Inițiator primar Dinei Sector. Vă rog să luați cuvântul. Da, mulțumesc. Lângă faptul că ne scade populația, în ultima perioadă ne crește numărul persoanelor cu gradul de handicap. Au început să atingă limita pe care aveam aprobat-o prin votarea Consiliului Local anterioară. Și se preconizează faptul că o să mai vină câteva cereri în cursul anului din discuțiile pe care le avem și monitorizăm fiecare caz în parte. Fapt pentru care înainte aveam 22 de număr de posturi aprobate, vă propun să aprobăm un 25 pentru marja de anul acesta. Suntem obligați prin lege să le finanțăm, nu cred că trebuie să vă spun că avem datoria de a pune 10%, iar guvernul, conform legii, de până la 90%. Sunt înscrie la cuvânt? Nu. Să votăm. Proiect numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea voucherilor de vacanță pentru anul 2022 personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bulacoie. Și nu
unităților subordonate finanțate integral din bugetul local. Inițiator primar și neisit. O să vă rog când citesc eu să nu mai vorbească nimeni, că nu înțeleg, că nu se înțelege. Da. Unități subordonate finanțate integral din bugetul local. Nu avem. Așa e titlul acela proiectului. Așa cum ați auzit în presă, și s-a aprobat deja și actul normativ, angajații din sistemul public vor beneficia de un nou de vouchere de vacanță, format electronic, în perioada 2022-2026, spune ordonanța. Am ajuns și eu în postura de primar și nu vine deloc greu să le dau drepturi salariale. Niciodată nu m-a deranjat chestia asta, că am făcut proiect de hotărâre fără să știe niciunul din angajații primăriei. Vor beneficia de 1450 lei. Voucher de vacanță, s-au mai dat. Nu e un capăt de țară nici pentru bugetul local. Avem 23, că eu și cu viceprimarul nu primim. Așa, avem 23 de angajat, 1450 lei. Consider că nu este niciun efort bugetar foarte mare. Și e un drept cuvenit unui afară de specialitate care chiar muncește. Am mai dat. Eu am mai votat voucher și așa că mai votez în continuare. Nu e o problemă. Să-mi scrie la cuvânt? Ce să mai... Noi nu merităm angajat de primărie, oricum, cum mă duc să plătesc impozit, să îmi dă mai puțin, 1450 sau cât timp. Atunci să vă dăm. La poștă, dacă ești primul, dacă nu ești ultimul. Nu vă pericem, mă se plăcem. Da. El ce de secretarul general. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea patrimoniului primăriei Dragoi, județul Bacău, pentru anul 2022. Inițiator primar din Siebe. Vă rog să luați cuvânt. Mulțumesc. Este exact același proiect ca anul trecut, cu o singură excepție. Au mai apărut câteva ostensile în dotarea primăriei. Am luat câte un motoferăstrău de la lung. Au apărut generatoarele, deci le-am mai recompletat arsenalul de luptă. În rest, propunerile sunt identice ca cele de anul trecut. Pot să vă aduc la cunoștință faptul că nici ceea ce ne-ați aprobat anul trecut n-am consumat. Evident, suntem mulți sub cota aprobată. Băieții își fac treaba, nu am nicio problemă la cantități, la combustibil. Lucrurile sunt sub control. Lucrăm cu fiecare utilaj în parte, fiecare ustensil pe care o avem atunci când situația din teren nu cere. Nu vă spun că atunci când am avut nevoie sau la curentul primării am pornit generatorul. Mai sunt intervenții la alimentare cu apă, implică deplasări, costuri, motorină și benzină pentru ustensile. Toate sunt gestionate corespunzător. Eu am viceprimar și se ocupă de treaba asta împreună cu băieții de servicii și servicii. Să descrie la cuvânt, domnul Mihaiță? Observați la mecheria 11 ghidele astea de kilometri. Asta ar fi una. La ce anume? Cu cartea tehnică ce scrie. Și când vine curtea de corpus, spune domnul, și acum mai plătesc benzină eu. N-am luat indemnizația de consilier, nu am ceva, da? Deci, în cartea tehnică scrie 7 litri, 7 litri se ia pe urmă. Nu 14, nu 11. Eu, părerea mea personală, consultați ce scrie consumul pe kilometri, pe suta de kilometri. Eu asta voi vota. Restul fiecare după conștiința lui. Deci dacă în cartea la Dastea scrie că e 7,5, e ok. Dar la Dastea Logan, cred că ar trebui să fie cam 6 în cartea tehnică. Îi prindem 9. Nu, deci eu voi vota cu mențiunea tot, deci toate celelalte, care sunt cultivate, sunt cultivate. Pune metri, el merge în apă, consumul este foarte mare. Dar la mașinile care au în cartea tehnică scris consumul, părerea mea personală, că așa trebuie votat. Curtea de conturi vine și ce în plus scris față de cartea tehnică, e impută. Eu, părerea mea personală, care votează. La... Deosebire din modul dumneavoastră de gestionare a parcului. La mine, mașinile atunci când pleacă, au foaie din parcurs și cu numărul de kilometri și la mine toate kilometrajele sunt funcționale, inclusiv indicatoare de bol. Deci, afișajul electronic, la sfârșit de lună, îmi arată consumul mixt al mașinii. Atât Mercedes-ul, cât și Logan, cât și Duster-ul. Am poză la fiecare sfârșit de lună, pusă la dosarul foilor de parcurs,
Puntea de conturi poate să verifice ceea ce dorești, benzina nu o ia nimeni acasă, Mercedes-ul, dacă scot cartea tehnică, ar trebui să urc undeva la 17%, pentru că este motor de 2.0 benzină, 170 de cai, tracțiune în spate. Deci, nu vă faceți probleme și la urmă, unde, dacă puterea de conturi va considera faptul că s-a depășit, o să-mi împutim ei motorina, nu consiliul local. Vă rog, doar mai fac o precizare. Am fost înțeles greșit. N-am spus că nu sunt kilometri reale. Am spus că o mașină care scrie în cartea tehnică 7 litri nu putea să cotă 11. Atât. Și mențin poziția. La toate celelalte, utilaje, motocăsătoare, este ok. Cum mențiune la cele trei mașini mici, voi vota doar pe ce scrie în cartea tehnică. Asta e părerea mea. Hai să scrie la cuvânt. Să votăm acum. Cine e pentru? Cine e pentru? Cine eu votez cu amendamentul care l-am spus. La cele, vă rog, supuneți la vot amendamentul domnului Mihal, cea de a trece în tabelă consumul din carte tehnică de la mașini pe care eu nu le am, la Logan și la Mercedes. Da, mașinile mici, corect. Mașinile sunt din 2001, nu am carte. Și fac mai mult local. Să se la modul de transport, la ce vrea să ne dacă faceți un traseu pe cauza consumul consum automat crește. Supunem la vot amendamentul și mergem cu el sau cu proiectul inițial? Păi supuneți. Supuneți la vot amendamentul domnului Mihalcea. Pentru? Pentru înscrierea consumului dintr-o oarecare carte tehnică pe care nu o am. Că-s mașini secănien. În afară de Duster unde este trecut consumul din cartea tehnică. Pentru amendament. Cine este pentru amendamentul domnului Mihalcea? Împotrivă, dar nici consilierul dumneavoastră nu sunt. O vota domnul Vici, pentru. Nu le-am votat pentru. Nu le-am votat pentru. Era cu mâna pe sus, eu te-am votat. Împotrivă, pentru a zis părere. Eu fac altul, dar... Dacă consumul e dat numai de carte tehnică, consumul este făcut în funcție de și de proiectul inițial. Dacă consumul e dat numai de carte traseul pe care îl parcurgi mașina. Nu poți să spui la drum lung că are un consum și prin nu știu ce uliță are același consum. Când scrii în dacă dragi voie, eu am fost controlat și de poliția economică și de DNA. Știu ce înseamnă să te controleze la trebuie de genul ăsta. Și la noi, mașina când pleca era drumul care mergea, făcea o oră jumătate până la Dumbrava. Și mie tot același consum îți era cât e în cartea tehnică. Nu mi-am găduit un litru sau un miligram. Pentru aceeași curte de conturi, în 2016, vă aduc raportul curții de conturi, îmi stabilește 63 de kilometri de la Voravoie până la primăria Patrului. Și când am venit în 2019, m-a luat pe Google Maps și mi-a făcut și nu, domnule, uite, acum noi măsurăm, atunci măsurăm cu compasul, cu pasul. Acum noi măsurăm electronic. 59, și nu știu cât. Și acum plătesc. Nu aceeași curte de conturi, doamna Nache. Nu vreau să vă... Da, dar era diferența între kilometri. Și kilometri și consum. Același mi-l împulțea. Cu 7 litri pe... Da, dacă acum are foaie de parcurs, domnul... Și eu aveam, nu vă faceți probleme. Deci e pe timp. Eu știu... Are și indicatoare corecte. Eu știu cum plătesc. Eu trebuia să mă duc cu cel puțin 8 salarii. Bine, atunci am fost la dumneavoastră, dar poate de acum nu să mai fie la fel. Deci eu nu vreau să plătesc. Curtea de conturi, aceeași curte de conturi se stabilește 63 de kilometri și spuneți până unde. Alți colegi de-a lui, în 2019... O să meargă și angajații primării pe Petrești. Și-a spus, domnule, ce s-a scurtat drumul? O să meargă pe Petrești, dacă mai greșe. Și vrea să nu pot de nimic și mi-ai putat 4 șapte de lucrurile. Nu știu ce face. Fiecare votează după propria măștire. Eu sunt domnul secretar general. Mi-au spus când mă duc în Bacău să las mașina la intrare în Bacău, că acolo mă duc pe jos. Și domnul Pațelu știe. Mă ne spunea domnul Pațelu să lăsăm mașina la intrare în Bacău, de acolo mă duc. Pentru care nu cunoștea Bacău. Așa le spunea curtea de cont. Pui la vot proiectul acum în formă inițială. Deci amendamentul a fost respins, supune la vot proiectul în formă inițială. Supune la vot proiectul în formă inițială. Toată lumea este pentru? Nu. Tot. Machin. Pentru cele trei mașini.
Sunt de acord. Domnule. V-am spus că nu mă merge de să mă... Meargă domnul Fabio. În rezolv, domnul a specificat calitatea tehnică și-a pus... Dacă calitatea tehnică scrie un felic, nu la mercedes. Domnul primar a spus foarte bine. Mercedesul din 2001, nu are carte tehnică. Dar celelalte au carte tehnică, care scrie câți litri trebuie de motorină la 100 de kilometri. Haideți să trecem la proiect. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru anul 2022 de implementarea strategiei României de incluziune a cetățenilor în România aparținând minorității rome. Inițiator primar din SRI. Vă rog să luați cuvântul. Este o obligație care ne rezidă din hotărârea Guvernului, numărul 18-2015, dacă nu mă înșel, în care trebuie să elaborăm anual o strategie de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome. Având în vedere că satul Temelie apare pe harta și pe atlasul zonelor defavorizate cu cetățeni de etnie romă, ne încadrăm în această hotărâre de guvern și am rugat reprezentanta din zonă, mediatorul sanitar, să întocmească un plan de măsuri simple pe care le avem în evidență și să le deși aplicăm. Totodată această hotărâre de Consiliul Local se transmite și Prefecturii Bacău, în mod special, pentru că vor să facă strategia la nivel de județ. Deci, strategia noastră e parte din strategia județului, va fi înglobată, ca să zic așa. Să zi mare, ceva, nu te doare capul. Ridicați bara sus. A, bără? Ia să le, dar să nu știu ce vreau. Și hai, să-mi dea să zice vorba. Ce așa de greu de înțeles? Nu vreau să zic. Bă, da, bune. Ești speriat? Nu m-a speriat, nu știu. Nu te împiși în știri, ai că eu spate. Nu mă modeză. Proiectul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2021, inițiator primar din SRI. Vă rog să faceți o referire, vorba de anul 2022. Planul de ocupare a funcțiilor publice este acel plan din care administrația locală, conducerea, își stabilește ce se întâmplă cu funcțiile publice existente în statul de funcții, care vor fi desființate, care vor fi reorganizate, care vor fi nou înființate și care vor fi scoase pentru recrutare la concurs. Din plan o să vă extrag, vorbim doar de funcțiile publice, nu de funcțiile contractuale. Din plan o să vă extrag și nu vă ascund dorința că încă o să mai insist să angajez un consilier al primăriei pe fonduri europene, pentru că avem acest post dat și de prefectură, de fapt avem două posturi și el este oricând eligibil la proiecte pentru a fi plătit și decontat din proiectele europene pe care le depunem. Și... Pot să plec și eu? Îmi cer scuze, pot să plec și eu? La revedere. Și am scos o dată la concurs acest post, nu s-a prezentat nimeni. Mă gândesc că încercarea moarte nu are și până la contracta serviciile unei firme de consultanță, aș vrea totuși să am un om specializat în ograda proprie, cum se spune. Am prevăzut la modul general posibilitatea ocupării postului de secretar general, care este foarte bine că nu este ocupat definitiv. Nu știu dacă voi recurge la acest lucru. Deocamdată echipa pe care am format-o merge bine, așa zic eu. Nu pot să mă contrazic, dar... Dacă i-am dat baul, ce trebuie să fac cu asta e situația. O să mai mergem așa, cel puțin anul ăsta. Și... Cam astea ar fi intențiile mele de reale, de a recruta în cadrul primăriei. Am prevăzut obligativitatea de a recruta un auditor. Știți foarte bine, domnul Mihal, ce știi mai bine, că în fiecare an Curtea de Conturi vă întreabă dacă am angajat auditor public în cadrul primăriei. Eu o să scot postul la concurs, nu cred că o să se încadreze nimeni, nu e atât de atractiv cu mâna Gravăiei, ca să zic din punctul ăsta de vedere, pentru răspunderea care o necesită un auditor. În rest, în cadrul primăriei avem anul acesta trei promovări. Domnul Stanciu Dan Adrian promovează din funcția de polițist local gradul asistent în gradul principal. Doamna Melu Mihaela promovează din funcția consilier asistent, promovează în consilier principal.
Și domnul Toader Bogdan Cosmin își va termina în luna iunie perioada de stagiu din referent debutant la Registrul Agricol, va deveni referent asistent. Astea sunt modificările de structură, ca să zic așa, pe care mi le propun anul acesta și vi le propun, propun dumneavoastră spre aprobare, cu mențiunea că promovarea este un drept dat prin lege, la care nici eu, nici Consiliul Local nu se poate pune. Sunteți la cuvânt, domnul Tudor? Domnul primar, consilierul ăsta pentru fonduri europene, ce salarii are la dacă s-a angajat la noi? Contează foarte mult vechimea, pentru că el, ca să încadreze pe superior, trebuie să aibă minim 7 ani vechime. Dar la un minim 7 ani vechime, ar intra într-o gradație 1-2. E o diferență între o gradație 1-2 și o gradație 5, adică cu peste 25 de ani vechime. Dar în medie, ca să vă fac un preț, un salariu în mână, ca să nu vă spun din brut și așa, cu tot cu această indemnizație de hrană care se dă, un consilier superior cu o vechime, zic eu, considerabilă, adică peste 20 de ani, care se știe fondurile europene, să nu-l învăț, eu să mă înveți el de mine fiecare dată, ar ridica un 4.500 lei în mână. Și de discardenii? Eu am scos postul la concurs, iar dovada faptului că nu discut înainte sau în prealabil cu cineva, nu s-a scris nimic. Deci eu am scos postul la concurs, publicat conform legii, pe ANFP, pe monitor oficial, publicat pe site-ul primăriei, cu condiții transparente. Mi-aș fi dorit din suflet, deci vă spun din suflet, mi-aș fi dorit să-mi vină o persoană cu expertiză în domeniu, să-mi arate un portofoliu de proiecte care să mă impresioneze. Să știi, sunt deschis la platforma MySmith și tot ce merge pe programe operaționale, doar că exact cum spune domnul Tătaru, cine are expertiza asta, își face o firmă proprie și îți dă consultații pe bani mult mai mulți. Da, normal. Dar eu nu o să renunț la ideea, o să mai încerc o dată. Foarte bine. Și vă mai spun, eu nu-i semnați decizia de pensie cu domnul Tătaru. Cumărăm la primărie, că să vrea să iasă la pensie. Deci, cum se ia asta pensie, dar... Te-am dacă ai închis poarta, cât mă trebuie adus? Nu o ține de aprobarea lui, așa că îmi pare rău despre el. O să se iei două de aici, să mai stai și te mai uiți. Acasă. Până la vot. Până la vot. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și promovarea anexei de la HTR cu Agoie numărul 128/2021, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și altor taxe locale, care constituie surse de venit ale bugetului local al Comunei Dragoi pentru anul 2022. Inițiator, primar din Iescu, vă rog la secund. Spre rușinea mea, am omis taxarea mamei tuturor documentelor pe care o emite Primăria Gravăi, adeverința de orice fel. Și am făcut o modificare și completare, să fie la același preț cu certificatul fiscal, pentru că deja se eliberează adeverinții și nu aveam bază de încasare pentru el. Nu vă mai spun că și inspectoratul școlar a mai găsit o chichiță. Trebuie să dăm adeverinții că nu există liceu pe raza Comunei Gravăi. Sincer, inspectoratul școlar cred că știe ce aprobă și ce structuri școlare aprobă în fiecare an, cât să nu trebuiască să trimită toți copiii la sediul primăriei Gravăi să-și ia adeverințe pe raza comun de există liceu. Am ajuns să văd niște chestii. Poate nu știu. Atât de... O să le spun tântit, ca să nu le spun altfel. Încât rămân efectiv șocat. Tu, inspectorat, să-mi ceri mie să-ți atest că nu ai liceu pe raza comună. Mă predau. Aici am atent. Te-am ajutat politicul. Poate nu a fost din urmă să nu știe acolo ce... Acolo e tablat, băie. Nu vă băgați. Prin? Rog frumos, e tablat. Nu. Eu am... Nu o să mai fi. Ceva de o să fie pentru ea. Da. De unde era? Nu a spus de facultate. Deci am rămas. Eu cu asta vin pe mine m-a închis. Aici e un pic... Nu știu dacă chiar vina inspectoratului. E vina legii, ca să spunem așa, a ordonanței în care apare un articol că un elev poate beneficia de bursă de ajutor social dacă în localitatea de domiciliu nu are școala și specialitatea respectivă în localitatea de domiciliu. Iar școlile, când citesc
de acolo, extrage fiecare cum îi tai mintea și capul. Adică, mie trebuie să faci dovada că în localitatea ta nu ai liceu. Aceeași problemă, eu vă spun, că am trăit pe pielea mea. Și vine acasă băiatul, du-te la primărie și ia, mamă, nu trebuie că veniți de la inspectorat cu o circulară prin care spunea directorilor din licee să nu mai ceară elevilor adeverință de la primărie, pentru că ei aprobă rețelele școlare și la primărie sunt astfel de... Dar fiecare, ca să se acopere de hârtie și să se scuze de orice, cere fiecare diriginte, fiecare profesor care strânge, cel care mintea și capul. Adică, alte licee au cerut declarații pe propria răspundere din partea părinților că localitatea de domiciliu nu are liceu și specialitatea pe care copilul este acum în Onești. Alte licee au cerut adeverință de la primărie că pe raza localității lui Popescu nu are liceu cu filier teoretic sau, mă rog. Deci fiecare au cerut altceva. Singurul care l-am văzut a fost Dimitri Cantemir. Îmi pare rău, liceu bun și zic o conducere destul de... Nu, ei au fost schimbat conducerea acum. Deci eu vă spun, eu am rămas efectiv blocat când au venit copiii și mi-a spus că domnul primar ne trebuie adeverință că nu avem liceu pe raza comună. O fi fost vreodată, nu știu, am fost dată în istorie, nu mi-aduc aminte. Nu. Școală profesională? E atât de ușor să încarci primăria cu responsabilitate doar pentru că nu știu sau nu ești tu capabil să-ți asumi o interpretare din lege. Dar nu știi inspectoratul școlar sau nu va ști cel care verifică acele cu dosare de burse și așa, că la gura văi nu există niciodată liceu și nici nu va exista. Nu cât tehnologie. Dom'le, unde mai fost licee, înțeleg că e posibil să fie. Dar nici noi avem până la clasa 8-a, trimiți copiii cu duiumul la primărie și câte adeverințe că nu este liceu. Mi se pare iarăși o chestie și am văzut-o iarăși pe propria fiere, făcând dosarele de burse de ajutor social, cum e la noi acum, mai ales la clasele mici, că acolo se încadrează copiii, trimiți pe bandă rulantă la notarii publici. Știți cum este la un notar public? Un nu-ți mai dă de astăzi declarația notarială, de astăzi pe mâine. Consideram eu că dumneavoastră ați spus că aici, la nivel de primării, aveați undeva unde puteți să băgați CNP-ul familiei X și acolo apare venitul. Mie mi se părea mai ok acel certificat fiscal din care se atestic are sau nu venituri familia Popescu, și nu, să nu se mai ducă la notar, să aducă acea declarație notarială care, știți, v-am spus, vineri chiar am fost cu cineva, m-a rugat și era peste tot. Am luat-o de jos, de la Onești până sus, la fiecare notar, nu se elibera pe loc. Trebuie programare. Și nu mai spun ce cost. Vă întreb un pic. Știți de ce ceri la notar? Acolo spune, nu am venit în țară și în străinătate. Sunt care au bani din străinătate și beneficiază de ajutor social. Clar. De la notar așa se cere. În țară sau în străinătate? Că ăla ia bani de străinătate și la primărie primește ajutor social sau la școală. În declarația notarială, printre actele pe care o cere Ministerul Educației, ca și act doveditor la așa, scrie declarație notarială că nu realizează venituri. Nu spune că în străinătate sau în țară. Da, și atunci, dacă la nivel de primărie este acel program, eu nu mai văd rostul. Eu la compartimentul taxe și impozite am un program cu care pot verifica toate veniturile impozabile a unei persoane. Îi scot în el. Nu știu de ce. Și conturi bancare luate orice. Deci orice poți să văd. Pot oricând să emit un extras patrimonial pe care să-l semnezi, să-l folosească, să nu mai dea 50 de lei. Deci el jumătate de bursă socială o dă pe declarația notarială, dacă nu fi mai mult. Este efectiv o inepție. Ce s-a întâmplat la nivelul burselor în ultima jumătate de an este o totală inepție. Și anul ăsta va trebui să venim iar cu hotărâri, să modificăm ce a modificat modificarea, că s-a răzgândit. Că nu mai dă bursa de la 8.50, o dă de la 9.90 sau 9.50. Deci, un haos legislativ. Toți spuneau, vorbeau că se va debirocratiza. Eu vă spun că s-a dublat birocrația. Au venit cu ultima găselniță, numită acea lege anticopii, pe care toată lumea citește articolul 1. Începând cu data de instituțiile publice, nu mai au voie să solicite copii după documente. Felicitări, bravo, ne-am pupat toți. Nu citim articolul 2. Știți ce spune articolul 2? Instituția la care v-ați adresat este obligată ca în termenul legal de petiție, adică, care e 20 de ani,
să facă adrese către entitățile sau instituțiile care trebuie să emită copii după certificat fiscal și să le obțină electronic. Știți care este efectul? Dacă până acum făceam o cerere de încălzire și o făceam pe loc, acum a venit un încătrăit de ăsta care au auzit el legea asta, nu pot dau două. Nici o problemă, completați cererea manual. Acum reușesc să-ți o implementez cam în 14-15 zile. Pentru că nu am voie să cer copii, așa este. Nu am voie să cer copii, așa spune legea. Deci trebuie să obțin documentele. Dacă o continuăm așa, eu vă spun că bine nu va fi. Iar referitor la proiect de hotărâre, am introdus adeverința în aceeași cuantum cu certificatul fiscal. Să-mi descrie la cuvânt? Nu. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de stare sociale, economice și de mediu pentru anul 2022, inițiator primar Nea Sepea. Ei, aici e și unul. Și unul? Da, raportul s-a făcut pentru anul precedent. Da. Nu să vă rețin prea mult, că nu ați observat că nu-mi place să facem magna cu claude pe aici. Ba din potrivă, dacă ați observat principiul la care am apelat în întocmirea raportului, raportul meu e doar schițat la început, după care am pus raportul compartimentelor subordonat. I-am lăsat pe ei să vorbească, i-am lăsat pe ei să-și spună ceea ce s-a întâmplat, ceea ce s-a făcut, s-a văzut pe raza comunii Gurabăi, și fără prea multe laude și discuții și de astea, consider că am avut un an bunișor, cu mici excepții se puteau un pic mai bine. Am tras de toate termenele posibile ca să fie mai repede și cred că oarecum ne-am atins scopul pe care o să îl prezint și la rubrica diversii, aparte de raportul, de hârtia în sine. Restul sunt părerile dumneavoastră. Nu văd nici normal să se apropie acest raport de stare. Eu cred că formularea corectă, domnul secretar, ar fi că Consiliul Local ia la cunoștință raportul, pentru că, la urmă, raportul este viziunea mea. Dumneavoastră îl luați la cunoștință. Deci ați luat la cunoștință? Da. Toată lumea. Proiectul numărul 16. Vă rog, dacă puteți aprobate amândouă ca să vedeți despre ce e vorba, cred că oricum este destul de clar. V-am spus că depun proiecte și o să depun cereri de finanțare și o să mă zbat pentru a obține finanțare pe Comuna Gurabăi. A început să devină operațional programul Angel Sarini. S-aude că în martie vom fi chemați pentru contracte de finanțare și s-au făcut niște clarificări. Eu am depus 3 proiecte pe care dumneavoastră știți. Nu vi le spun într-o ordine anume, e vorba de o modernizare a infrastructurii rutiere de aproape 4 km, e vorba de extindere de rețea de alimentare cu apă potabilă, aceea de pe deal, și proiectul mare de modernizare a rețea de apă cu canalizare. Mi-au cerut niște clarificări. Firma care a depus cererea de finanțare pe portalul instituției nu a respectat în tot mai titulatura din hotărârea de Consiliul Local. Și mi-au cerut o solicitare de clarificări, o aveți în spate, v-am pus o altă așa, pe cât se poate transparent, respectăm toate condițiile, doar că la obiecțiuni spune că tot cuprinsul HCL-ului, denumirea obiectivului nu este identică cu cea din cererea de finanțare. Și cu aceste două hotărâri, armonizez denumirea obiectivului de investiții cu ceea ce am depus în cererea de finanțare. Nu e nicio... Nu se schimbă devizul, nu se schimbă nimic, pur și simplu armonizez titulatura investiției din hotărârea de Consiliul Local cu ceea ce am depus în cererea de finanțare. Să scrie la cuvânt? Nu. La vot aceste două proiecte? Toată lumea este pentru. Diverse. Dacă dați voi, la rubrica diverse, proiectul 4 mi-a văzut, am semnat contractul de execuție la alimentare cu apă pentru cele licențate. CNSC-ul ne-a dat câștig de cauză, iar Alconecul nu a mai depus acțiune la curtea de apel Bacu ca să mai lungească în publicitate. Deci am optat să semnez contractul înainte de a da ordine de începerea lucrurilor cu mai mult, ca să zic așa. Prețurile cresc în continuare. Cred că ați văzut, nu cred că e om să nu observe faptul că cresc prețurile. Am chemat constructorul să semnez contractul de execuții, pentru că dumnealui a spus, a făcut foarte bine, că în baza acestui contract o să-mi fac comenzi la prețurile de acum.
Dacă mai așteptam până martie, ca să semnez contractul și voi în începere la aceeași zi sau la două zile după, nu știu ce prețuri va fi. Deja vă spun că în februarie și o să mai întâlnim. Prețul betonului va crește cu 32%. Prețul tablei va crește cu 10%. Cheresteaua va ajunge la 2000 de lei metru cub. Astea sunt informații din piață, vi le spun. De la constructor. Dacă amânam, va urmau discuții, domnule, s-a modificat prețul, devizul general, iar am semnat contractul, omul știe ce are de făcut, a luat deja proiectul de la domnul Panțiu, a luat proiectul informat director de la proiectant, m-a rugat ca la data de 1 martie, indiferent de vreme, să-i dau ori în începerea lucrărilor. Contractul este așa cum v-am spus, perioada de execuție 6 luni. 6 luni. Cu cazuri excepționale, o mică prelungire până la 9 luni, ca să zic așa. Dar asta e impus din vreo pandemie de asta, de COVID, eu știu ce mai apărea pe parcurs. Consider că până aici ceea ce am promis cetățenilor din restul comunii începe să prindă contur. Procesul cu firma, fosta firmă constructoare, va rămâne separat. Vedem ce va decide instanța de judecată. Noi mergem pe făgașul nostru. Vestea bună pentru noi, că deși v-am spus că mă speriam oarecum de acea cofinanțare de la bugetul local, pe care trebuie să o punem de la suma dată de Ministerul Dezvoltării până la suma ofertată, am acoperit-o aproape prin excedentul bugetar. Avem un excedent bugetar la finalul anului 2021 de 11 miliarde 240 de mii de lei. Asta înseamnă că aveți în față o conducere care chiar e responsabil cu bani public, care îl drămâiește așa cum cred eu că e bine, iar lucrurile astea s-au văzut și în micile realizări de anul trecut, dar și în faptul că anul ăsta o să avem rezultatul muncii de anul trecut. O să vedem în implementarea alimentarea cu apă, la CNI acele drumuri au fost scoase în licitație publică, urmează de semneze constructorul, ca și investiții mari. Al doilea lucru bun pe care pot să vă spun este că am contractat expert la Căminul Cultural Dumbrava. L-am găsit. Dânsul a fost făcut achiziția pe SICAP. S-a semnat contractul cu dumnealui. Până la sfârșitul lunii februarie are obligația să ne predea expertiza tehnică asupra Căminului Cultural Dumbrava și restul de executat. Pentru a ști despre ce sume vorbim, evident, vă promit că le vom prinde bugetul local al anului acesta, ca să vedem și acest cămin cultural Dumbrava încheiat. Evident, vorbesc în paralel și de sediul la Motocești. Am promis că nu voi abandona nicio lucrare începută, nu voi lăsa în paragină pe ambiții sau mofturi personale. Același expert va face aceeași procedură și pentru sediul administrativ de la Motocești, încheiem și acolo lucrările. O altă veste bună, ați spus-o și dumneavoastră și o vedeți zilele astea, dacă mai veniți pe la primărie și găsiți cum găsiți în fiecare zi, noi ne cerem scuze, suntem efectiv puțin depășiți de asaltul de telefoane și mail-uri pe care le primim casele la rotunda. Eu nu neg când îmi displace asta. Ar fi pentru prima oară, de fapt pentru a doua oară în decursul mandatului, când cred că ne apropiem de a le vindeca pe toate. Nu există casă neofertată la momentul actual. Am depus atât eu, cât și aparatul de specialitate, un efort considerabil din a promova zona pe toate liniile media posibile online și TV și a prins bine. Am avut și sprijinul unor persoane mai din spate cu un pic de expertiză în marketing și publicitate. Și lucrul ăsta s-a văzut. Vreau să vă spun că dacă se vor vinde toate, cred că, în mare parte, o să încasăm, vă spun că am încasat doar din caiete de sarcini în suma de 30.000 de lei. Deci avem caiete de sarcini vândute, grupa mare. De 50 de lei caietul, s-au încasat 30.000 de lei numai din caiete de sarcini. Au rămas casele mai scumpe la vânzare față de licitația trecută. Fără să greșesc, estimez că vom încasa undeva la 10 miliarde. Asta e foarte bine. Totodată vă spun că a venit și bugetul. Bugetul este transmis din luna ianuarie, îl avem luat la cunoștință. Vestea cum e bună sau rea? Și pot să vă spun că bugetul e mai mare ca anul trecut. Foarte bine. Așa că ne vom putea orienta și spre
alte promisiuni unor an. Locuri de joacă la Dumbrava, Montocești și Temelia, terminarea terenului de sport de la Temelia, evident, cămin cultural, zi administrativ la Motocești și multe alte lucruri mărunte, gen schimbat în velitoare păzinata capăta, reabilitare lucrări exterioare, școala de la Pătrășcani și lucrări care o să se vadă în teren pe lângă lucrările mari. Creșterile de început de an vă spun că sunt bune, sprijinul Consiliului Județean este reiterat de fiecare dată atunci când am nevoie, ușa atât a Bacăului cât și a Bucureștiului este deschisă în permanență pe orice problemă ar fi. Fără o parte din echipa de, de fapt, fără o parte din echipa de la Bacău, nu aș fi reușit terminarea acelui proiect de alimentare cu apă de executat. E foarte greu, e mai greu să învii ceva căzut de tot, aproape, decât să o iei cu proiectul tot la zero la capă. Pentru că cunoști, știi cum l-ai gândit, știi cum trebuie să fii. Când preiei o chestie de tipul ăsta, care nu găsești proiectul, nu mai știi pe unde e cartea tehnică, tot felul de lacune de astea în, în linearitatea unui proiect, să știți că e de două ori mai greu decât un proiect care pleci cu el de la zero. Totodată vă mai spun că am prins o finanțare prin fonduri europene de 200.000 de euro pentru școli. Este un program finanțat din PNRR cu privire la combaterea abandonului școlar. Cred că doamna Inache știe adresa care a venit sau nu aveți cunoștință. Școala gimnazială Burabaia a apărut pe lista școlilor cu risc de abandon. Fapt pentru care am fost incluși într-un tabel cu mai multe alte școli din județ și din țară pentru o finanțare de 200.000 de euro. Ce putem face cu acești 200.000 de euro pentru școli? Să le facem mai atractive. Putem să facem lucrări de asfaltare, sistematizare, curțile școlii. Adică de betonare. Lucru care e o consider de bun augur. Cel puțin la Gura Băiei și la Dubrava, vă spun sincer, chiar îmi place ideea. La școala Temelia o să rămânem în discuții, să vedem ce putem face. Putem să facem locuri de joacă, putem să facem alte activități, putem să dotăm școala cu ceva anume. Dar asta cred că o să o hotărâm împreună, atât consilieri, cât și cadrele didactice responsabile de la fiecare școală, ca să cheltuim banii chiar cu utilitate pentru copii. Vreau să vă întreb tot la diverse, dar nu venea rândul acum, dacă tot rămâneți. Ce se întâmplă cu masa caldă? Ce se întâmplă cu masa, cu masa caldă? Avem două soluții. Îmi pare nespus de rău că așa e legea, dar asta e. Dacă noi primarii trăim așa sub egida lucrurilor nelegale, nu poți să faci o cheltuială că nu aprobă bugetul. Fiind vorba de o achiziție nouă. Dacă mai durează mult până se trezește Ministerul Educației, să ne vireze sumele, care și așa, știți că anul trecut mi le-au luat, mi le-au dat, mi le-au plătit. Eu am să vă propun să suportăm acest program, pentru că tot mai rămas până la sfârșitul anului, din bugetul local. Nu este un capăt de țară. Vă spun, avem un buget local care va permite această investiție. Deci dacă până la aprobarea bugetului, Ministerul Educației nu trimite adresa cu sumele alocate pentru masă caldă în școli, eu am să-l prevăd în proiectul de buget, pentru a face a derula acest program chiar pe bugetul local, pentru că nu îi împiedică nimeni. Deci, va fi... Unii copii, să știți, chiar era... Eu sunt 100% convins și îmi pare extrem de rău că atunci când treci la un an la altul, nu poți să ai o continuitate și o linearitate, pentru că legea este foarte obtuză din punct de vedere. Mi-aș fi dorit din suflet copiii să primească în continuare acele sandwich-uri, zic eu, hrănitoare și gustoase. Și de asta vă spun de la bun început de acum că dacă Ministerul Educației nu-mi trimite sume, deși suntem prinși în continuare pe acel proiect pilot, încă 2 ani acum acolo, nu-mi trimite sumele până la aprobarea bugetului, eu sunt pregătit să vă propun să îl derulăm pe buget local, fără finanțare exterioară. Și nu cred că vă spun, nu cred că să răcim deloc. Acoperit din casă de la și așa nu se mai vândă cu 250 de sfinte și ca să-i mai mulți pe o casă, faci la crește prețul. V-aș îndemna să vă duceți sâmbăta sau duminica viitoare până la rotundă. Da, n-a să mai Îmi pare nespus de rău că n-avem o mănăstire. E pe legnare și dacă ai ști câți ne astăzi erau 42 de mașini. Rotunda, 42 de mașini erau astăzi sus. Din toate țările. Păi să duci ea pe elisaj, vadă casa, număr la casă, vadă ce-i cu ea și aia. Ce faci de apă acolo? Este.
Este apă. Este apă trasă acolo? Da, nu știu cât asigură necesarul, dar știți cum e? Exact cum mi-a spus și cumpărătorul. Hai să văd că zona se dezvoltă, da? Că acele case o să crească armonios și nu rămân tot așa. Evident că vom reuși după aia, prin acea captare, poate o majorăm într-un bazin de apă de 200 metri cub, pus chiar pe dealul respectiv și distribuim gravitațional, ca un proiect așa scurt și aplicat. Dar întâi, exact cum le-am zis tuturor, haideți să vedem că nu doar se cumpără, ci se și face ceva acolo. În primăvară o să mă apuc un pic să întrețin drumul la oricare, deși foarte mulți mă roagă să nu-l întrețin pentru că îi place liniștea zonei, că nu îi place să vină toți de prin Bucuonești să facă plătare la ei acolo, să facă mizerii, gălăgii, toți care au cumpărat au mașini 4x4. O parte, într-adevăr, încerc să, na, și să așezăm puțin drumul. O să-l așezăm, evident. E destul de greu, practic, am zis că vara trecută l-au spălat ploile până la plasă. Dar asta e investiții de discutat de viitor. Hai să ne axăm către comuna cea cu suflete și cea locuită. Și până satul fantom o să prindă suflete, hai să facem ce trebuie pentru cetățenii noștri. Cel mai azadru la camere? La camere? O, da. O parte sunt funcționale. O parte nu, pentru că asta aștept aviză de branșare de la, de la Ion. Eu mă înțep în rețeaua lor, ca să iau curent. Și e procedura exact cum s-ar duce orice cetățean să se branșeze la curent. Am plătit 83 de lei, nu e o sumă mare. Dar în ordinea intrării cererilor. Da, acolo, la, între temelia și Dumbara, am zis să pus o grama de indicatoare. Nu știu dacă le-a zis stâmpul. De asta am zis să mai experimentăm acolo cu camere. Că... Dar de asta, de asta au și pus desi. Unul dau, unul pe viitor, nu știu. Nu, nu, dar e păcat el. Eu vă spun că să... Dar rămâne și că... Balustrat de când am văzut eu de s-o pus pe la voi și prin purțele oameni, vă spun și unii sunt, dacă e nevoie. Deci nu... Da, și cu Cazan Dragi, da. Nu-i vorba, da, Cazan Dragi din tabunare, nu, dar e păcat de semnul de situații care s-au pus să nu... O să mai achiziționez de alea cu cameră. Da, da, a spus-o pe ea la acolo, la încurs, așa, dar sus, dar eu v-am spus. Sunteți acolo, la bară, să achiziționez tot de alea cu cameră, cu IP portabil, nu o să le mai conectez la rețea de fibre și să le văd pe o aplicație în timp real. Pentru că sunt un pic mai practice decât alea conectate în sistem intern, doar că... Deci astea cu camera IP, cu IP de cartelă, au un regim așa mai special, nu poți stoca oriunde, fiind vorba de date publice, intri sub oarecare incidență. Domnul primar, dacă o vede acolo numai, vreau să vede el acolo numai. Deci, nu-i păcat el să... Camerele și vorbesc, dacă e nevoie. E foarte bine. Foarte bine. Da, și dacă mai plac pe de țară, mai sunt zonele... Au fost balustrade, dacă să mai putea eu când eram acolo... Am un proiect, montarea de balustrade. Am vorbit cu cei de la... Rustranț și la Conex Plus, că e interesant. Sunt zone unde chiar trebuie. Ori să pune și balustrade anul ăsta. Copii sunt datoare, s-au marcat drumul. Tot ceea ce ați cerut de-a lungul vremii, s-au îndeplinit. O să vină și la acest balustrade. Ca să mai suplimentăm cu camere, m-am mai spus și am mai văzut ce v-ați ideea. Mai sunt câteva ulițe care e bine pentru toată lumea, nu pentru mine sau pentru mine. De exemplu, anul ăsta mi-aș dori să ne delimităm domeniile publice. Știu că la Plătinata arată rău. Și gardul de la școală de la capăt arată rău. Și gardul de la Pătrășcani mai trebuie un pic coafat, întreținut. Aici unde avem bazinul de apă, este gard sus, dar am terenul ce pe de jos. Sunt crescuți lăstarii care îmi displac vizual. Și mi-aș dori totuși să ducem niște bani și pentru un prejguir de limitări domeniul public. Ca observat că de-a lungul timpului, unde nu prea au fost gara domeniul public, tare s-au mai scurtat. Asta așa e. Sunt cheltuieli pe care o să le discutăm împreună. Din ce știu, pe 10 februarie este ședința Consiliului Județean de Alocare de Buget. Aș vrea cu grupurile Pro-România, PMP, PNL să ne întâlnim într-o discuție prealabilă, constructivă pentru creionarea bugetului, ca atunci când vom intra în Consiliul Local și în Comisii să nu stăm să tai că nu, că mâini, că poimâine. Avem o discuție principală la început. Vă spun ce avem, ce este, cum considerați, ce investiții considerați să prioritizăm. Zic eu că așa se procedează într-o administrație transparentă și o să primiți invitații din partea mea chiar în săptămâna aceasta, o să stabilim o zi, să discutăm punctual lucrările. Locația.
Eu sunt noi. Dar așa ai de recomandați ceva? Da. Poate-ți clasii de la Pro-România și e bine. Doamne, îți dă de mâncare și îți plecă la pensie. Chiar dacă dă-o să bani, poate cu fertilizație, dar mă ieși acolo, că ieși cu curta de nimic. Poate așa, că duci cămașa de bolțâtă, e bine, ești așa stă. Domnul primar, ca să luați ceva, un sistem, unde ceva pentru... Să facem cu unii ceva. Nu se aude nimic. Când lumea la mulți ani la noi căsătorizează. Să o avem aici. Dar de când cununia eu ceva ca să aud toată lumea? Dar și la gura pe glumii cu cai, cum omii cu cai s-o fără. O să iau. O să iau ca să avem și pentru toate. Pentru orice. E mai bine să aud. Da, păi de asta spune. Dar am vrut Marco. Dacă el n-aude claxonul tot drumul. Să claxonează cu motiv la cununii, să știm. Să evite pericolul. Da. Păi dacă avem un timp anul, să reușim să facem și camioane de la Poltenata, pe toate drumurile care trece pe rușurile lucruri. Vedem ce presupune un camion de la... Și ce bani presupune. Și cu cine bunii. Că dacă mai bunim, ca să mai iau data apa... Păi trebuie pus o, bani. Odețul la care faci referire la Cantima, ce au bani, acolo... Dar e mult timp, dacă fac o expertiză, mă pune să o scot. S-ar putea. Aș încerca să-i introduc o restricție de tonaj și să-i oblig pe cei de la UPO să-l reabilitez, cu doar interesul lor. Da, ca să-i exploateze lemnul. Vedem cum facem. O gândim. Vin bani de la ăștia care își plătează materialele lor. Ați aflat că vin bani. Păi, vin că ați aflat că... Domnul, ce e primăria bă? Dă-l-l-l-l. Foarte bine. Și vii și îi plătezi. Și face curierii. Nu-i plătezi. Și pârâul la chemul și acolo. Ar trebui... Nu, dar mutăm... Mutat pârâul. Omul rând e ca doar foarte rapid. De la primul podeț până la al doilea și are vede că nu mai ai treabă. Acolo, fără discuție, asta e cea mai bună soluție. Când o să ne permită vreme, o să mutăm pârâul. Unde? Acolo, la poate, la poate. De la casa parohială până la prima curbă. Dar se vede pârâul. Deci dacă l-ai mutat pe partea dreaptă, ai eliminat potențul. Acolo, dacă ar fi un proiect făcut ceva de la Gmanite, aici, de la oprirea din pârâu, și până la casa parohială. Că și unii zăcea cu voi și tot acolo. Am mutat la temelia la așa și așa gata. Dar mă rămân la Google, v-am plătinat pe cum să-i mai. Dar când am plătinat, tot spui, oia nu mai trebuie să faci. Deci, o lați în grâșință, că